Asta, bine ați venit la seria noastră de priveghere. În această seară vom avea seara de priveghere Mihai Eminescu. Eminescu, cunoștința celor de ieri și de azi, avem invitați pe domnul George Iene. Cristian Crăciun, părintele Bogdan Georgescu, moderatorul din această seară este domnul Valentin Așdăr, care este și directorul editurii Icon. Și de asemenea avem invitați actori care au recitat în poezia lui Mihai Eminescu, precum și corul bisericii Recupeții Noi. Rostirea rugăciunii Tatălui nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preacucerice Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin.
Primul dintre vorbitorii această seară este domnul George Iene, ale cărei lucrări le veți putea vedea, le veți putea citi, deci le avem împreună cu noi în această seară. Rugăm pe domnul George Iene să vină. Mai întâi, așa, o prezentare pe care vă rugăm să o faceți și apoi să vorbiți despre preocupările dumneavoastră în momentul